În acest weekend, membrii Partidului Social Democrat au fost prezenți la Orșova printre cetățeni. Salvarea produselor românești a fost unul din principalele subiecte discutate. Senatorul Liviu Mazilu va depune eforturi substanțiale pentru dezvoltarea Orșovei, întrucât acest oraș poate fi motorul dezvoltării turismului în județul nostru. Noi luptăm ca să ținem oamenii sănătoși, dar îi îmbolnăvim prin ce? Prin decizia asta de a lua geamurile și a-i ține pe oameni. În curent, da? Ăsta. În curent. Atunci care este? Te contrezi singur. Dacă vrei găsi o soluție, găsești o altă soluție. Să intri 6-6, nu faci vânzări, să vă protejezi pe dumneavoastră. În primul rând, sprijinim agricultura și produsele românești. Ăștia închid piața să vândă supermarketul. Noi vrem să se vândă de la țăranul român, să-și vândă produsul lui. Și populația trăiește mai sănătos și mănâncă mai sănătos și vindem produsele românești, rămân bani aici în țară, nu la aia care îi duc în afară. În al doilea rând vrem să continuăm cu ce am început, cu creșterea de pensii, cu creșterea de salarii, cu alocațiile la copii. Aceste sunt lucruri importante pentru fiecare român. Nu se poate să lăsăm situația asta în care guvernul se împrumută în fiecare zi de milioane de euro, nu se știe unde sunt, n-au venit nici măștile pentru persoanele cu venituri mici, n-au venit nici tabletele pentru copii, vedeți că nu poate să facă școală. Numai promisiune. Liviu Mazilu, candidatul PSD pentru funcția de senator în Parlamentul României, a dat dovadă de-a lungul timpului că se poate face politică în folosul cetățenilor. Cu și pentru oameni, Partidul Social Democrat a pus mereu interesele cetățenilor pe primul loc. În acest weekend, echipa PSD Mehedinți a fost la Orșova, unde a discutat cu cetățenii atât despre salvarea produselor românești, cât și despre potențialul acestui oraș, care poate fi motorul dezvoltării turismului și a economiei în județul nostru. În această zi frumoasă de toamnă târzie, am ajuns din nou la Orșova împreună cu echipa Partidului Social Democrat Mehedinți. Ne-am bucurat să constatăm că aici sunt oameni foarte încrezători în ceea ce poate să facă Partidul Social Democrat. Ne-am spus că nu abandonăm ideea noastră cu zona metropolitană Orșova, singura care poate să fie motorul dezvoltării turismului și a economiei în această zonă a județului Mehedinți. Noi, cei din Partidul Social Democrat, susținem în continuare acest proiect împreună cu președintele Consiliului Județean, domnul Aladin Georgescu. Sigur ar fi bine să avem și în primăria Orșova un partener cu care să putem colabora. Probabil că o să-l avem în scurt timp, iar în ceea ce privește guvernul, sigur că sperăm într-un guvern responsabil care să ne fie partener în demersul nostru de a dezvolta județul Mehedinți și municipiul Orșova. Suntem în continuare alături de orșoveni și ei simt acest lucru, prin urmare sunt convins că votul lor va fi masiv în favoarea candidaților Partidului Social Democrat. Nu în ultimul rând vreau să transmit multă sănătate prietenului meu Nelu Manea, care se luptă pentru viața lui într-un spital din Timișoara. Doresc putere familiei și lui în special pentru a trece peste momentele grele în care se găsește acum. Îi doresc multă, multă sănătate. Cetățenii din Orșova își pun speranța în Partidul Social Democrat să pună capăt cât mai rapid actualei guvernări. Oamenii sunt conștienți că țara noastră a ajuns în urmă cu 30 de ani. Dumnealui candidat? Eu dau și un candidat, chiar dacă votăm liberal, nu ne supărăm. Nu, din potrivă. Nu-i votează pe liberal. Eu sunt și m-au dezamăgit complet. Mergeți la vot pe data de 6 decembrie. Da, bineînțeles că. Vă doriți schimbarea? Da, sigur, trebuie neapărat schimbarea să o luăm pe calea cea bună. Susțineți Partidul Social Democrat? Da, bineînțeles că eu susțin, sunt fan. Măsurile luate în ultimul timp de guvernul Orban au iritat cea mai mare parte din populația României, liberali arătându-și adevărata față.